Bună să vă fie inima, doamnelor și domnilor! Făcând abstracție de tot ce se întâmplă prin jur, vreau să vă arăt această cămașă sau această chestie care eu credeam că e cămașă și o știți dintr-un vlog săptămânal de când am cumpărat-o, care de fapt este o rochiță foarte drăguță și merge foarte bine cu o vestă cu care am și venit aici, dar aici este foarte cald, așa că nu am putut să stau cu ea. Să știți, ia să vedem, să ne și vedem, să știți că am venit astăzi, duminică, moment în care vă zic bine ați venit la un nou vlog săptămânal, am venit la birou să filmez clipul pe care l-am șters din greșeală. Mi-am făcut aceste codițe și să știți că pentru că tot am venit aici, profit de faptul că iubitul meu este un pic ocupat, am să filmez două clipuri și o să ne vedem imediat cu amândouă. Adică o să vă povestesc despre ce am filmat și acum mă pun pe treabă pentru că am doar vreo 2, maxim 3 ore la dispoziție și vreau să fiu gata cu ele și apoi fug acasă să încarc vlogul săptămânal ce intră astăzi. Gata, ne vedem un pic mai târziu. Am revenit tot duminică. Să știți că vreau să vă arăt și vouă combinația aceasta de vestuță și cămașa rochie pe care ați văzut-o într-un vlog săptămânal, mi se pare că arată foarte drăguț împreună și cam asta vedem acum, având în vedere cum bate soarele. Vă așez pe ceva și vreau să vă mai povestesc câteva lucruri și după aia gata, încheiem și ziua asta de duminică. Ia să vedem dacă ne vedem bine așa, da, cred că ne vedem. Vedeți acolo în spate că mi-am pus și o parte dintre tablouri și vreau să vă zic că astăzi am filmat două materiale, azi duminică vorba aceea, pentru că m-am supărat foarte tare și nu vă mai zic povestea, dar m-am supărat foarte tare când am pierdut clipul. Mi-am mai făcut un machiaj drăguț, elegant, interesant. Mi-am pus și cercei ăștia de pe Shein, că dacă tot am venit aici, să-mi pun și cercei ăștia drăguți. Și am filmat machiajul cu produsele accesibile, clipul în care vă povestesc despre produsele accesibile din colecția mea și clipul cu top 10 parfumuri preferate tot din colecția mea. Și vreau să zic că am un nou preferat în ceea ce privește bureței de machiaj. Tocmai ce l-am descoperit pe acesta, uitați-vă cât este de mare. Și este atât este de mic în momentul în care e uscat și uitați-vă ud cât este de mare. Imens este. E un burețel de la Ebelin care tocmai a devenit preferatul meu. Nu știu cât vedeți voi acolo, dar este extrem de moale și extrem de pufos și are o textură așa super catifelată. E foarte fain și cred că îl mai găsiți și voi în DM. Nu mai știu să vă zic cât am dat pe el, dar aș zice eu că puțin. Și l-am spălat, l-am folosit pentru un machiaj, l-am spălat și acum încerc să îl usuc un pic și să-l pun aici în birou, pentru că o să mă aștepte până data viitoare când facem un machiaj împreună. De asemenea, sper să editez pentru săptămâna aceasta ambele clipuri și unul să intre miercuri și unul să intre vineri, pentru că sunt pusă pe treabă, domnule, sunt pusă pe treabă și o să mai vedem mai încolo ce mai filmăm și ce mai facem odată și acum îl aștept pe Cristian să vină să mă ia și până când o să vină el să mă ia să mergem acasă, o să văd ce mai fac aici la birou și ce mai pun țara la cale. Vă dați seama, astea o să rămână așa. Probabil că o să mă apuc să mai fac un pic de ordine pentru că mi se pare că toate lucrurile sunt împrăștiate peste tot și nu-mi place această dezordine și cred că asta o să mai fac astăzi, un pic de ordine aici la birou până vine Cristian și mă ia și mergem acasă și ne vedem cu niște prieteni și cam atât. Mâine nu o să vin la birou pentru că trebuie să merg un pic până la Unirii și pe la prânz o să fiu acolo și în rest o să fiu acasă să editez pentru miercuri și apoi de marți. O să ne vedem aici la birou și o să vedem ce mai meșterim pe aici, pe undeva. Și mi-am prins aceste codițe pentru că părul meu nu mai stă nicicum și oricum mie îmi place foarte mult cum îmi stă codițele astea și sper că și vouă.
Așa că ne vedem oricum mâine, pentru că vreau să începem să testăm împreună acel primer pe care l-am primit de la Benefit, adică acest light primer și evident că și mascara. Nu am putut să o folosesc astăzi pentru că am folosit o mascara super accesibilă. Și ce ziceți, domnule, de acest machiaj al meu? Este drăguț? Drăguț, interesant, frumos? Da, mie îmi place foarte tare și mi se pare că îmi încadrează ochii foarte bine. Și de data asta am făcut ceva nou. Mi-am pus culoare doar aici până la jumătatea ochiului. Pentru că aici oricum aveam eyelinerul și mi s-a părut mie că e suficient așa. Și să știți că o să am de testat zilele astea și acest ruj de la Golden Rose. Nu am mai folosit produse Golden Rose, nici nu mai știu de când, dar mi s-a părut că ar fi cam mult acum pentru culorile astea să am și roșu pe buze și mi-am pus nude-ul ăsta. Și în același clip cu produse accesibile ca preț, hai să le zicem accesibile ca preț, să știți că vă dau și niște tips and tricks legate de cum să vă faceți buzele mai mari și mai plumped. Ia uite, am parfumul ăsta aici, trebuie să-l iau și pe el acasă. Am consumat și din el ceva. Și, doamne, abia aștept să apară clipul cu 10 parfumuri preferate din colecția mea. Vă promit, vă promit, vă promit că o să vă placă foarte mult. Gata, nu mai polovrăgesc, mă apuc de treabă. Continui să strâng pe aici. Dacă vă vine să credeți, am umplut un card în timp ce vorbeam. Mi s-a oprit efectiv camera pentru că am umplut un card. Gata. Voiam să vă zic doar că see you later, adică în câteva secunde. Bună de dimineața, soare! Vă rog să nu mă întrebați ce se întâmplă aici, pentru că nici eu nu știu. Astăzi este luni, e cred că aproape 10, da, este chiar 10 și mă pregătesc să merg să mă întâlnesc cu niște cliente, așa că vreau să facem un machiaj rapid, adică o să-mi fac eu un machiaj rapid. Și pentru că am promis în vlogul anterior că o să testăm acest Porefessional Light Primer, care e un produs non-comedogenic, este un primer care vine în varianta asta de 22 ml, nici nu știu dacă există mai mare, nu cred că există, cred că ăsta este maximul, dar să știți că un produs din ăsta ajunge foarte mult. Eu l-am avut pe cel clasic de Porefessional, cel verde, și cred că l-am folosit un an de zile sau poate puțin mai bine de un an de zile. Ei spun aici că trebuie folosit 12 luni de la deschidere. Ideea este că produsul ăsta are 75% apă și, așa cum am zis, dar vreau să o repet pentru că mi se pare foarte importantă treaba asta, este non-comedogenic. Eu aveam de la Clara în recipientul acesta Mititel niște produs și ca să nu facem waste, am să folosesc produsul de aici mai întâi și apoi o să îl deschid pe acela în momentul în care îl termin pe ăsta, pentru că mi-e milă de el și nu are sens să îl arunc. Îmi pun așa pe mână și am să-l întind pe zona T, adică în zona asta, și să știți, wow, ce senzație! Și să știți că ce vreau să vă zic legat de primer, el se aplică și își face foarte bine efectul dacă este tapotat. Asta am învățat la niște cursuri, dar nu înțeleg ce senzație am. Am o senzație că e apos, dar el nu e deloc apos. Wow! 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 De fapt, cred că, având în vedere că este compus din atât de multă apă, aș putea să îl întind totuși pe toată fața. Am o super senzație. Mă așteptam să semene mai mult cu The Porefessional și să fie așa mai mult catifelat, dar nu. Am o senzație că mi-am pus apă pe față, dar dacă mă uit în oglindă, nu mi-am pus absolut deloc. Adică mi se pare foarte ciudat, dar sper să facă o treabă foarte bună, oricum, fiind atât de, având o concentrație atât de mare de apă, mi se pare că e mai bun pentru tenul meu combinat, pentru tenul meu mixt, pentru că îmi va hidrata zona asta care la mine este deshidratată. Am făcut
făcut și un peeling de dimineață cu produsul de la Omorovița pe care l-am primit în calendarul advent de la Look Fantastic și deocamdată sunt mixed feelings legat de el, dar o să o povestesc și vouă în curând, pentru că dacă vă tentează, măcar să știți părerea mea, astfel încât să puteți lua o decizie dacă v-ar plăcea și vouă sau nu. Ce mi se pare interesant la produsul ăsta este că pare că mi s-a pus ca o peliculă așa pe ten și, sincer, dacă sigilează foarte bine rutina de dimineață, mi se pare chiar cool. Așa, altfel cu privire la blurarea porilor, ușor, ușor, mai bine blurează The Professional-ul Classic, cel verde, pe care nu cred că îl am aici, decât acesta, dar ele sunt cumva, nu știu, lucrează în paralel. Teoretic ar trebui ca fiecare să aibă sensul lui. Ei spun aici că poate fi folosit singur sau under makeup daily. Da, dacă e folosit peste cremă și asta ar fi una dintre variantele pe care am testat-o, așa pur și simplu, mi se pare că sigilează totul și tenul e, nu știu cum să zic, nu știu cum să mă exprim astfel încât să mă fac înțeleasă, că eu știu ce vreau să zic, doar că nu știu cum să mă exprim astfel încât să mă înțelegeți și voi. Mi se pare că mi-am pus ceva pe deasupra rutinei de machiaj și că ea rămâne acolo sigilată cumva. Foarte interesant, îmi place produsul ăsta și cred că am să îl folosesc și pe deasupra în zilele în care nu am chef să îmi pun make-up. Acum, ce o să facem, o să fie să testăm acest The Professional Light Primer și cu make-up. Stați să văd dacă am și un concealer și până o să mai intre el în piele, să-i dăm un pic de timp, o să-mi pun concealer, îl folosesc pe ăsta. Știți ce am făcut? Doamne, trebuie neapărat să ajung în DM. Eram la birou zilele trecute și hai să începem cu un ochi. Și mă grăbeam super tare și, Doamne, nu eram eu. Și m-am grăbit atât de tare încât am pus mâna pe ceva din porfardul acesta de la acasă, de care puteți aveți și voi dacă le scrieți celor de la acasă și știți că v-am mai povestit eu, că iar o dau dintr-una într-alta normal, v-am mai povestit eu de produsele lor și de faptul că ei fac un fashion responsabil și că se îndreaptă către branduri care folosesc, cred că se cheamă ethical payment sau ethical ceva, care nu exploatează țările din lumea a treia, muncitorii din țările din lumea a treia pentru a le crea lor produsele și, în fine, dați-le un follow pe Instagram pentru că au postări super inspiraționale și educaționale, ca să știți. Dați-le acolo un follow. Și ziceam că eram în baie și mă grăbeam foarte tare și am vrut să iau ceva din porfard și nu știu cum Dumnezeu am prins cu mâinile astea că, ce credeți? Mi-am prins chiar HD Liquid Concealer, pe care îl ador și de care eram obsedată de 2 luni de zile și mi-a scăpat în toaletă. În toaletă. Nu, sunt... pentru mine ăsta, sincer, este mult, mult, mult prea tare, dar în sensul că în zona asta a ochilor mei îmi usucă un pic pielea și nu prea îmi place treaba asta. El e un produs foarte bun, acoperă foarte bine, se menține bine pe parcursul zilei, doar că la mine usucă un pic zona de sub ochi și nu e de dorit treaba asta, pentru că nu e de dorit. O să mai pun un pic aici, v-am povestit în videoul pe care sper că de data aceasta nu l-am mai șters și sper că l-am încărcat. V-am povestit, v-am dat niște tips and tricks legat de cum mă machiez eu și vă ziceam acolo că e foarte important să iluminăm zona asta pentru că se schimbă cu totul luminozitatea feței în momentul în care aici totul este ok și să știți că
eu am zona asta închisă la culoare. Poate că nu toată lumea este așa, dar în cazul meu este închisă la culoare și trebuie să fac asta. Băi, îmi place ce senzație mi-a lăsat produsul ăsta. Foarte tare, îmi place, chiar îmi place mult. Mi se pare că se pune așa pe deasupra ca un sigiliu asupra tot ceea ce s-a întâmplat anterior. O să-mi pun fondul ăsta de ten. E un pic obsession de ceva vreme încoace, dar ar trebui să trec la altul pentru că vreau să le redescopăr pe toate din colecția mea și să le și rulez și să le și folosesc rulate cumva, astfel încât să le consum pe toate în egală măsură. Evident că vreau să descopăr niște fonduri de ten noi, dar we will see soon, soon, baby, soon. Așa, nu mai știu ce vă mai ziceam, cam atât. Nu cred că vă mai zic nimic. Mă pregătesc, mănânc ceva repede și apoi plec la Unirii. Am uitat să-mi fac sprâncenele înainte să-mi dau cu fond de ten și eu nu vreau să îl murdăresc pe 24-hour brow setter. Nu vreau să-l murdăresc și să bag periuța murdară acolo și tot timpul îmi fac sprâncenele înainte, dar cred că mai puțin acum. Știți care este treaba? Doamne, cât de bine mi se pare că s-a pus fondul de ten și vedeți că am pus foarte puțin. Chiar nu am pus mult. Camera asta a mea, cred că vrea să îmi transmită sau schimb. Pentru că efectiv nu știu când s-a oprit. Ea la un moment dat s-a oprit și eu nu știu când s-a întâmplat treaba asta și nu știu ce ați auzit voi sau ce am reușit să vă transmit. Ideea este că îmi place maxim, maxim acest light primer. Mi se pare că fondul de ten se așează impecabil. Sunt curioasă cum o să reziste acum pe sub mască și vă ziceam că am folosit fondul ăsta de ten, adică este Lauder Double Wear, pentru că vreau să le rulez pe ale mele și să le folosesc în paralel, să îmi mai fac o idee despre ele și să nu le las să expire. Că am foarte multe, așa cum știți, și chiar vreau să le folosesc. Și nu înțeleg ce mi s-a întâmplat aici, că eu nu aveam acest gol și brusc îl am. Nu înțeleg ce mi s-a întâmplat la sprânceana asta. Dar noroc că am produse suficiente cu care să îmi fac, să-mi umplu golurile, ca să zic așa. Gata, o să fac asta, îmi place mult, mult de tot ăsta. Mi se pare mai fain și mai ușor decât The Professional normal și mi se pare cumva că ca The Professional Super Setter. Ceva de genul acesta și abia aștept să îl folosesc și stand-alone ca să văd cum Dumnezeu mi se pare și dacă nu îmi pun nimic pe deasupra. Acestea sunt baby hairs pe care mi le-a generat șamponul despre care v-am povestit în clipul legat de rutina mea de haircare. Așa, îmi termin aici ce am de terminat. Ca să nu vă țin și revin să folosim și această mascara. O să o desfacem, n-am mai desfăcut o mascara de foarte mult timp și apoi ne pregătim să plecăm pentru că trebuie să mergem la Unirii. Și cred că o să mergem și la cafea cu cătă. O să vedem. Vedem când ajungem acolo. Dar revin când sunt gata să îmi pun această mascara, ca să vă zic și vouă o primă impresie despre ea. Ei, aș, ce să fie oare aici? Să fie încă un machiaj? Cred că s-a obsedat de machiajele astea, Doamne! Hai să folosim acest Bad Girl Bang Waterproof. Pentru că sunt foarte curioasă cum este. Periuța este așa, micuță, din aceasta de silicon, aș zice. Asta înseamnă că o să fie facil de plasat produs pe gene. Mie îmi plac periuțele astea mititele așa, care fac o treabă foarte bună plasând produsul de la rădăcină. Pentru că eu cred că asta este problema cumva, că nu reușim să punem mascara de la rădăcină astfel încât să creăm impresia aia de, nici nu știu cum să-i zic, de definire a ochilor și de volum, de volum pentru gene. Dar e foarte faină mascara asta. Ia stați să încerc să dau camera asta foarte aproape.
Da, nu știu dacă mai stă cum trebuie. Ia să vedem. Să mai iau mascara și uitați-vă cum arată genele cu un strat și genele mele în mod normal. Cam așa. Trebuie să merg la sprâncene. Ia uitați-vă ce am aici. Dar o să merg, sper că joi sau vineri. Hai să facem și în partea asta. Ah, mi-e foarte greu cu mâna asta. Dar încerc să plasez cât de aproape de baza genelor ca să am senzația aceea de volum. Oare la voi s-a văzut ceva până acum? Eu sper că da, totuși. Și vă arăt imediat rezultatul final pentru un strat și pentru două straturi. Ok, ăsta este rezultatul final. Aici am pus două straturi. Ia să bag ăsta aici înapoi. Aici am pus două straturi și așa arată și aici am pus un singur strat. Mi se pare că genele sunt super definite și arată foarte fain. Sunt îmbrăcate cumva foarte frumos în mascara. Cred că un strat îmi voi pune de acum încolo. Acum le fac pe amândouă cu straturi că aia e. Mi se pare că nu se alungesc foarte mult, dar se multiplică. Cumva ai senzația de că ai mai multe gene decât ai de fapt. Dar de alungit nu se alungesc gen. Bună, Cristian! Bună, mai folosești oglinda? Nu, ți-o dau acum. Bine, mulțumesc! Imediat! Cristian are nevoie de oglinda asta pe care o folosesc eu acum, așa că mă duc să-i o dau, plec spre Unirii și ne vedem, vorbim de pe drum, de acolo, de undeva, ne găsim noi astăzi. Am revenit, să știți că nu mă mai arăt la față pentru că sunt puțin plouată, că plouă în București astăzi, dar voiam să vă arăt aceste minunății pe care le-am găsit la Zara și care nu costă atât, costă 45, nu știu de ce este prețul ăsta, dar nu este atât, pe care am dat 45,90 pe fiecare, asta fiind cu nasturi și asta fiind așa simplă. Sunt scurtuțe, ca să vă dați seama, dar cum blugii mei sunt toți cu talie înaltă, nu o să mă deranjeze treaba asta. Dar uitați-vă ce culori frumoase! Mai vreau și altele, aș vrea și un galben, aș vrea și un roz, aș vrea de toate, dar n-am găsit. Și se pare că avem un leitmotiv, pufoșeniile astea. Cred că vă mai aduceți aminte această vestuță pe care am luat-o de la H&M cu 25 de lei. Da, drăguță primăvară va fi! Bună de dimineața, soare! Cred că este ceva ce mă deranjează la cadrul ăsta, dar nu știu ce. Vă rog să faceți abstracție de lalelele mele ofilite pe care am să le rezolv imediat și
De fapt că mi se pare că e cam lumină aici, am intrat să ne facem rutina de dimineață împreună și să folosim pentru a doua oară. Da, hai să folosim, să zicem că asta este a doua folosire a acestui light primer de la The Professional, pentru că vreau să îl pun pur și simplu pe deasupra rutinei de dimineață și să văd cum se comportă odată ce trec orele. Dar înainte de asta o să facem în felul următor. Hello, good stuff! Hai să vă mai dau și un review cu privire la produsele pe care... Nu-mi găsesc locul, nu știu ce am, pe care le-am folosit. Uitați-vă cât mai am din acest Hello Good Stuff de, pe care îl folosesc, să zicem, de la începutul lunii ianuarie. Bă, dar sunt într-o parte, nu, nimic nu este bine astăzi. Și cu care îmi umezesc fața, cred că mi-a intrat un pic și în gură, dacă între duș și rutina de dimineață trece ceva timp. Dacă am, să zicem, mai mult de 5 minute între acestea două, având în vedere că nu mai am apă la nivelul tenului, îmi umezesc fața cu ceva. Și pentru că îl am pe ăsta, îl folosesc, este de la Essence, parcă, sau nu? Haide măi, cine îl face pe ăsta? Cred că la, da, Essence, nu vedeam. Scrie aici... Aici, dar scrie foarte, foarte șters, ceva de genul. Ce-mi place la el este că are un miros foarte, foarte fain de pepene. Eu ador pepenele, sunt terminată după pepene. Când vine vara, sunt absolut îndrăgostită și cumpăr non-stop. Și nu are microplastic, nu are uleiuri minerale, nu are paraben și nu are silicon. Este foarte fain. Cred că îl găsiți și pe Notino, cu siguranță îl găsiți în DM, dar nu mereu, eu nu l-am văzut mereu în DM pe ăsta, dar dacă îl găsesc pe Notino, o să vi-l pun și vouă în descriere. Și acum o să folosesc acest hialuron, crimus, acid hialuronic, asta voiam să zic, și sper că remarcați că pe aici, pe undeva am o antenă, efectiv n-am putut să fac ăsta să stea unde trebuie, așa că l-am lăsat să facă ce vrea el. Să știți că... Opa, din acest hialuron cream mousse cam atât folosesc eu la fiecare utilizare și să știți că mie mi-ajunge mai mult decât 60 de utilizări. Doamne, ce senzație! Ce senzație superbă! Și vreau să vă arăt și vouă, ați văzut, e o spumă care, după ce o pui pe față, se face așa ulei, un fel de ulei, pentru că nu cred că este într-adevăr ulei. Spuma asta conține acid hialuronic, alge marine, aloe, este superbă și în momentul în care se transformă în lichidul acesta care intră în piele, să știți că formula asta cu alge marine, aloe, acid hialuronic și ce mai conține, este transportată sau se transportă până în profunzimea pielii. Să știți că eu îl întind și pe gât. Bine, acum m-am și îmbrăcat în hainele de zi. Vă rog să-mi admirați bluza pe care ați văzut-o acum câteva secunde, că vă povesteam ieri că am intrat în Zara. Să știți că vreau să mă reîntorc la Zara și să îmi cumpăr absolut toate bluzele de genul acesta, pastel, și absolut toți blugii pastelați. Doamne, aveau niște blugi foarte, foarte faini, doar că aș dori să mai slăbesc un pic. Un pic. O să vă povestesc o dată despre aventurile mele cu greutatea, că de când a început pandemia am pus niște kilograme pe care nu am reușit să le mai dau jos. Acum o să stau un pic să intre în piele. Uitați-vă cât de bine arată tenul meu așa. Nu vedeți voi mare lucru, dar credeți-mă că arată extrem de bine. Iar produsele astea două, acesta însemnând acidul hialuronic și acesta însemnând colagenul, sunt absolut divine. Acum mi-am dat seama că eram super entuziasmată să folosesc acidul hialuronic, încât nu mi-am dat seama că eu dimineața folosesc colagenul. Da, asta este. O folosesc pentru ochi produsul ăsta de la Pixi. Asta e așa pe repede înainte, că oricum o să povestim în rutina pe care o pregătesc cu tips and tricks și toate cele pe larg despre produse. Este un retinol eye cream. Îmi place că îmi lasă pielea cumva hidratată, adică intră în piele, dar cumva
simt că rămâne și aici, la suprafața ei. Bă, iar nu mai am baterie la cameră, Dumnezeule mare! O să mă opresc să schimb bateria, vă dați seama. Dar rămâne cumva la suprafața ei și în momentul în care îmi pun concealerul, nu am o zonă sub ochi uscată sau ceva de genul ăsta. Cred că înțelegeți voi exact ce zic. Și dacă nu înțelegeți, o să mai povestim în rutină pe larg despre produsele acestea. Dar să știți că, da, îmi place acest retinol eye cream de la Pixi și îmi mai plac și tonerele lor. Am folosit eu unul mult, dar nu mai știu cu ce. Nu mai știu cu ce. Dar am folosit mult timp și cred că și acum am un toner în suportul acela pe care l-am cumpărat. Parcă așa rețin. Ceva de genul. Bun, ce facem astăzi? Ne punem crema de zi. Normal că o folosesc pe asta de la Pure Stem, pentru că e crema pe care o folosesc de când am primit-o de la ei. Și să știți că asta este cantitatea pe care o folosesc eu la o utilizare, ca să zic așa. Și ce fac este să o pun, mi-o pun aici, apoi o pun pe mâini și încep să o întind pe față din zonele astea extreme ale feței, pentru că de principiu tenul meu este mixt, zona T uleioasă, zona asta mai degrabă deshidratată sau mai degrabă normală tot anul, dar în perioada rece deshidratată. Așa că simt nevoia să încep cu zona asta și să o hidratez foarte bine, iar restul merge pe restul feței, adică pe zona T, că doar asta mai rămâne. Și să știți că nu apăs până la capăt, adică nu folosesc chiar o pompiță din recipientul acesta, mă opresc așa undeva pe la 3 sferturi pentru că îmi este suficient. Iar restul, ce mai rămâne, ceva de genul ăsta, eu vin și pun pe gât. Și sper că vedeți ce bluză frumoasă am pe mine. Să știți că este scurtuță. Cum să vă arăt că stau într-o poziție proastă? E scurtuță, este așa până deasupra taliei. Dar e foarte drăguță și mi-am pus chiar și perluțe, imitație de perluțe. Eu le am de pe Sasimo, pe acestea cu steluță. Așa, hai că am schimbat și bateria la cameră și între timp a intrat și crema asta ușor în ten. Și acum, hai să-l folosim pe light primer. V-am zis și ieri că aș vrea să îl folosesc din recipientul acesta pentru că l-am luat din Sephora ultima oră când am mers la sprâncene. Ah, să îmi aduc aminte să-i scriu Clarei ca să aibă timp să verifice și să-mi răspundă dacă pot să mă duc zilele astea. Uite, cam asta e cantitatea pe care o folosesc. Poate că e chiar ușor măricică și ar trebui să folosesc mai puțin de atât, dar să știți că este mega fain acest primer. Am o senzație în momentul în care îl pun pe față. Ia să văd dacă pot cumva să vă dau și pe voi mai aproape. Nu cred că o să înțelegeți oricum mare lucru din ăsta pentru că e relativ transparent, dar uitați-vă cum strălucea fața înainte și cum blurează acest primer, ca să înțelegeți că el face într-adevăr o treabă foarte bună. Acum, ce vreau să zic este că l-am folosit ieri cu fond de ten, l-am folosit cu... Cu ce fond de ten? Cu Double Wear, pentru că eu am și Soft Blur Foundation de la Benefit și mai am și pe celălalt, cum se cheamă? Pe cel pentru ten hidratant, varianta pentru ten hidratant, Benefit ceva. Ah, ce-mi scapă numele, dar nu le-am la birou și pentru că le-am la birou n-am putut să testez cu ele. Uitați și pe frunte, aici am pus produsul pe margini, ca să zic așa, se vede că tenul este sclipitor, shiny, shiny și uitați ce bine blurează în momentul în care vin cu acest light primer. Îmi place foarte mult și să știți că ce îmi mai place la el este că am o senzație la contactul cu pielea că devine un pic apos,
asta e foarte bine, sau cred eu că e foarte bine, că na, nu sunt expert, dar cred că este foarte bine din punct de vedere al faptului că el este 73% water-based și că e un produs non-comedogenic. Îmi place să-l apăs așa în piele, pentru că dacă tot o să rămân cu el toată ziua, vreau să știu sigur că s-a pus unde trebuie. După cum ați văzut, mai mult l-am tapotat decât să-l șterg pe față, pentru că, hai să mergem înapoi, opa, ah, ca să stau și eu mai bine, mai mult l-am tapotat decât să-l șterg pe față, pentru că mi se pare că stă mai bine dacă e tapotat. Băi, dar ce culori! Ce culori, Dumnezeule! Nu-mi place deloc culoarea din camera asta astăzi. Dar, în fine, rămâne așa. Asta voiam să vă zic, să vă arăt cum se pune pe ten acest light primer. Doamne, cât de mult îmi place! Cred că îl voi folosi în fiecare zi. Și să știți că mâine o să testăm o chestie și mai șmecheră. Dar cred că o să o testăm de la birou. Astăzi sunt aici pentru că mai am mult de editat, dar mâine o să merg la birou pentru că am și acolo multă treabă și o să testăm chestia asta. Vreau să vă zic de asemenea despre Bad Girl Bang, despre această mascara waterproof, fetelor. Waterproof e puțin spus. Mascara asta nu se ia de pe ten cu nimic de pe ten. De pe gene. Nu se ia de pe gene cu nimic. Dacă vă cumpărați, vă rog să aveți în vedere că trebuie să aveți și un demachiant special pentru machiajul waterproof. Am încercat cu absolut tot. Nu. Atât de bine rămâne pe gene și să știți că e o mascara cu niște vitamine, am citit eu pe aici pe undeva, sau unde am citit, cred că aici totuși, provitamina B5 care să întărească genele și pentru faptul că are acest aplicator la modul ăsta, așa mititel, să știți că este foarte ușor să puneți produs în interior, aici, în partea asta de... Mi-a mai rămas aici un pic de... Ia să-l pune și pe el. În partea asta de la colțul intern al ochiului. E foarte ușor, e foarte faină, doar că trebuie să aveți în vedere să aveți un demachiant waterproof, pentru că nici uleiul demachiant, nici untul demachiant, nici orice demachiant nu demachiază această mascara. Eu am o problemă asta aseară. Suportul meu în care am produsele pe care urmează să le folosesc în dormitor, intrasem deja în baie, eram gata să mă spăl și m-am pus să mă demachez și nu puteam să-l dau jos. Și am încercat cu absolut orice aveam în baie. Nu mai am demachiantul acela special de la Sephora, dar mi-l voi cumpăra zilele astea când merg la sprâncene, și nici nu îl aveam pe cel despre care v-am vorbit din gama H3 Evolution Perfect Look de la Gerovital, care demachează foarte bine și el, pentru că era în suport în dormitor. Și ce credeți că m-am chinuit cu efectiv tot ce aveam în baie? Cu Yves Lum nu a mers. Cu Clean It Zero sau cum se cheamă ăla nu a mers. Cu demachiantul de la Pure Stem nu a mers. Cu demachiantul de la Bioderma nu a mers. Nu mai știam ce să fac. Singurul care s-a apropiat de a demachia această mascara a fost uleiul demachiant de la Bobbi Brown. Însă nici ăla nu a făcut față cu totul. Dar zilele astea merg la Brow Bar. Îmi voi cumpăra demachiantul, știți că v-am vorbit de multe ori despre el, cel bifazic, cumva, de la Sephora, marca Sephora, și voi testa mascara asta pentru că mi se pare genial. Nu alungește genele, dacă voi căutați alungire, nu asta este mascara pentru voi, dar conferă atât de mult volum și încarcă, dar nu încarcă în sensul ăla de arată nașpa, dar pune produs pe gene atât de bine încât sunt foarte, foarte dese, par foarte, foarte dese, e mișto rău de tot. Da, o să vedem cum e cu demachierea, că totuși aș vrea să găsesc un produs care să o demacheze, dar dacă sunteți în căutarea unui produs waterproof, this is the one. Sincer vă zic, this is the one. Dar mai povestim despre asta. Deocamdată mă apuc de editat și ne vom auzi mai târziu. Doamne, ce bine arată fața mea astăzi! În afară de faptul că am aceste cearcăne pe care oricum le am din naștere, cred că m-am născut încercănată. Dar altfel arată foarte bine. Me gusta. Bună de dimineața, soare. Nu știu ce zi este astăzi. Știu ce zi este astăzi. Da, astăzi este miercuri.
Voiam doar să vă arăt a doua bluziță, aceasta drăguță, simpatică, îmi place foarte mult și nu știu cât vedeți voi, dar mi-am pus chiar și imitație de perle. E foarte drăguță, vreau să-mi cumpăr toate culorile pe care le regăsesc la Zara. Bine, asta cu condiția să fie la fel de ieftine ca acestea, pentru că nu vreau să mai investesc mulți bani în haine. Dar astea sunt chiar foarte drăguțe. Uite, ăsta este materialul și îmi plac foarte mult culorile astea de primăvară. Și da, ar fi bine să mai slăbesc vreo 10 kg. 10 kg, ne-am înțeles, dar nu știu cum o să fac asta. Am venit la birou astăzi pentru că facem lumânărele. Multe lumânărele, pentru că aproape că nu mai am. Mai am doar 4. Cred. Și cu unele care așteaptă să fie gata de a fi aprinse, testate. Adică, da, ne auzim un pic mai târziu, atât voiam să vă zic astăzi, nu știu dacă vă mai zic ceva pentru că nu am așa mari noutăți, dar dacă mai am, revin către voi un pic mai târziu. Bună dimineața, soare! Nu știu cum să vă pun să ne vedem. Este super frig afară, nu înțeleg de ce, pentru că mă așteptam să fie un pic mai cald. Stai că îmi pun și mânușile. Este joi astăzi, mergem la birou, este 9:30, dar eu mor deja de somn. Mergem la birou, dar înainte de birou am să dau pe la Lidl, pentru că, ce să credeți, săptămâna aceasta nu am avut timp să merg la săptămâna italiană, că mereu îmi vine să-i zic spaniolă, și nu am văzut ce au pe acolo și n-am cumpărat nimic. De altfel, nici n-am fost deloc la Lidl săptămâna asta, că n-am avut când. Așa că mergem astăzi să vedem ce mai găsim, dacă mai găsim niște bunătăți. Să știți că baconul acela crud, pe care trebuie să-l faci tu acasă de la săptămâna americană, a fost, Doamne Dumnezeule, nu am mâncat în viața mea, în viața mea, un bacon atât de bun. Plec, nu vă iau cu mine pe drum, pentru că mașina mea e diesel și face un zgomot destul de puternic și nu cred că ați rezista, dar ne vedem acasă când vă arăt și vouă dacă am găsit ceva la Lidl. Bună, doamnelor și domnilor, e închisă situația pe aici, adică lumina. Bună de la mine de la birou. Efectiv, nu vreți să știți ce e aici, nu am unde să mă desfășor, astfel încât să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Nu știu ce o să fac, nu știu cum o să mă descurc. Ieri am făcut lumânări și ambalaje pentru lumânări. Încerc să le bag pe astea pe aici, pe undeva, la loc, astfel încât să pot cumva să pun toate lucrurile aici. Și uitați-vă ce minunății mi-au ieșit. Cum ar fi să oferiți cadou așa o cutiuță? Foarte drăguț, foarte simpatic. Le-am făcut și acestea pentru lumânările de dimineață, pentru că vreau să aibă așa un iz fresh, și le-am și pe acestea pentru lumânările cu bujor. Sunt super... și mai am! Și le mai am pe acestea pentru lumânările cu vanilie. Sunt super încântată de ele și mă bucur tare mult că îmi ies și mă bucur tare mult că proiectul acesta este atât de drăguț și atât de rewarding, ca să zic așa, pentru că până la urmă să știți că e o satisfacție foarte mare să fac treaba asta și îmi doresc de 2 ani și ceva, cred, să învăț să fac lumânări parfumate și într-un final am reușit să ajung la nivelul acela la care am și învățat, am făcut și niște cursuri, nu vă imaginați cum am trezit eu într-o zi și am zis, gata, asta este, de asta știu să fac lumânări. Am făcut niște cursuri, am investit niște bani în treaba asta, dar este super rewarding. Încerc să strâng ce a rămas aici. Astea toate sunt resturi de la cutii și să știți că eu nu arunc nimic. Știți că sunt reciclatoare, ca să zic așa. Nu arunc la modul că pun la ghenă. Dacă
nu reușesc să fac altceva cu ce rămâne și uite, de exemplu, dintr-un carton din ăsta, pe marginile astea scriu aceste etichete făcute de mine și le pun pe, cum se cheamă, pe borcănașe și din unele din ele fac semne de carte și așa mai departe. Gata, mă strâng un pic aici, mă organizez astfel încât să pot să vin cu toate lucrurile pe care le-am cumpărat de la săptămâna italiană de la Lidl și să vi le arăt și vouă. Cred că you hate me now, că vorbesc prea încet, dar mă concentrez să strâng lucrurile astea într-o parte, astfel încât să ne descurcăm cu restul. Sper să fie în regulă așa și să am loc aici. Haideți să începem! Am cheltuit la săptămâna italiană, am rupt și bonus, super! 182,99 lei, cred că mai puțin decât am cheltuit la cea americană, nu mai știu, dar am luat toată plusoaia aceasta. I am sorry că am făcut cumpărături de la Lidl, ca de fiecare dată, și o să încep să vi le arăt și vouă. Baby spanac, noi îl cumpărăm pe acesta cel mai des din Lidl, este și un pic mai ieftinuț. O să vă zic acum și prețurile, pentru că nu o să mai am timp, fiind un vlog lung, un material lung, nu o să mai am timp să vi le mai zic mai încolo sau să le pun pe bosta, cum se cheamă, pe ecran. 5,79 lei a fost baby spanacul. Opa, ba, ba. O să încep cu chestiile clasice și o să le las pe astea italienești la final, pentru că să știți că am luat niște lucruri foarte drăguțe și foarte interesante, așa că pentru aici la birou mi-am mai luat o cremă din asta de brânză cu usturoi și ierburi, 3,59 lei am dat pe ea și mi-a fost foarte poftă. Și deși eu nu am mâncat niciodată, mi-am cumpărat acești cârnați sticks cu brânză pe care vreau să îi mănânc astăzi la prânz, să mănânc din ei, adică, pentru că sunt foarte curioasă cum sunt. Niciodată n-am mâncat, dar am văzut la cineva recent și mi s-a făcut poftă. Și uite ce zice aici pe ei. Depunerile albe au luat naștere în cursul unui proces natural în timpul maturării și nu influențează în mod negativ calitatea produsului. Mișto! Era zic nașpa. Mișto. Gluten free sunt aceștia și au costat Cabanossi Sticks 6,79 lei. Ia să iau punga asta așa ca să nu mă aplec de fiecare dată. Ca să terminăm cu foșnetul, mi-am luat două chifle din astea integrale sau cu semințe, ceva de genul. Filet de somon era la ofertă și am cumpărat doi. Să știți că am făcut orezul acela pentru sushi cu somon și cu alge. Oh my god! Nu vreți să știți cât a fost de bun. Trebuie neapărat să mă duc la KG Center să mai cumpăr alge din acelea, pentru că sunt foarte bune. Și am mai luat două din astea și probabil că o să le mâncăm în același mod. Iar somonul l-am făcut un pic pe tigaie, pe parte și pe cealaltă, super simplu. Pe somonul acesta am dat 12,79 lei, era la ofertă. Am mai luat o plasă de avocado, nouă nu ne lipsește plasa aceasta. Uite, aș putea să mănânc unul la prânz. Nu am lămâie, dar poate mă descurc eu cumva. Plasa de avocado a costat... Doamne, ce cald este aici! 12,99 lei și sunt 6 avocado aici, numai bun de a fi mâncați. Ce am mai luat altceva? Am luat un borcanel din ăsta de roșii sherry, că nu mai avem, 5,49 lei, trebuia să iau două, nu mi-am dat seama. O salată de icre nautica, la fel, să mănânc aici, mie mi-e foarte poftă de icre tot timpul, mi-am cumpărat-o pe asta, nu mănânc, mănânc foarte rar, dar mi-am cumpărat-o pe asta așa de poftă, e perioada aia din an în care pot să mănânc un pic, 2,99 lei. Și nu prea îmi plac toate icrele, dar pe astea din Lidl le agrez. Aici mi-au rămas doar... mai am doar chestii italienești. Am cumpărat ce ne trebuia așa. Nu am luat fructe și nici legume pentru că nu o să mă duc cu mașina acasă. Ieri am plecat de aici cu mașina și am ajuns în 10 minute acasă și am căutat 30 de minute. Măi, 30 de minute loc de parcare. Am plecat la 5 și un sfert. Hai să zic, până am stat, până am încălzit mașina un pic, până tra-la-la, s-a făcut 5:20. Am ajuns la 5:30 acasă și am parcat la ora 6. Atât m-am învârtit prin jurul blocurilor. Și nu mai vreau să mai fac
treaba asta. Dar poate vine Cristian să mai ia, sau dacă nu vine să mai ia, iau doar o parte din lucruri. De asta nici nu am luat fructe și legume, mai avem un pic acasă, dar ce un pic acasă, dar ce nu avem, o să cumpărăm de la un magazin de acolo de lângă. De la săptămâna italiană, într-o ordine aleatorie, am luat așa: mixed seafood. Cristian este mare iubitor de fructe de mare, vreau să le iau, adică le-am luat pe acestea să văd cum îi le gătesc, probabil cu orez sau cu paste, cine știe, ceva de genul acesta. Se gătesc ele așa, în tigaie. Fructele de mare se prepară în tigaie preîncălzite la foc mediu pentru circa 4-5 minute până când totul este gătit. Super simplu, le-am luat pe astea, că am mai luat alte mărci și lui îi plac. Am mai cumpărat acești biscuiți cu lămâie doar pentru... Fructele de mare au costat amestec de fructe de mare 16,99 lei. Și amestecul este în stil italian. Am mai luat acești biscotti ripieni filled cookies cu lemon flavor. Sunt un fel de biscrem, ceva de genul ăsta. Și pe ei am dat fursecuri cu ciocolată. Nu sunt cu ciocolată, dar n-am mai luat altele. Cred că ăștia sunt 5,99 lei. Cred că nu mai am alte fursecuri. Clar nu mai am. Sau mai am? Nu mai am. Am mai luat provoleta cheese slices, varianta smoke. Lui Cristian prea-i place, dar adică nu prea mănâncă mezeluri, brânzeturi afumate, dar mie îmi plac foarte tare și am luat varianta asta. Și am dat 6,99 lei pe ea. Am mai luat pentru platourile alea de care v-am zis că fac eu când și când, când vrem să mâncăm așa mai light la cină. Am mai luat și acest mix Italian Style Antipasti Platter, Parma Ham, Copa și Salami. Sunt trei feluri de mezeluri aici și pe mixul acesta am dat undeva la 12 lei, cred, dar mă uit imediat și vă zic. Selecția mezelor cu șungă, 11,99 lei, foarte fain. Am mai luat prosciutto di Parma, tot pentru Cristian, el este mare fan, și acest prosciutto de 11,99 lei o să fie probabil mâncat cu această burrata, pe care la fel el o adoră și am zis să îi iau una. Eu pe asta o cumpăr, pe asta, în fine, ceva similar, cumpăr din Mega și au o variantă cu trufe care este foarte bună. Pe asta am dat 11,99 lei. Am mai luat niște, le-am transformat, tagliatele din astea drăguțe. Cooking time 6 minute, se fac repede pe foc. Oricum cumpărăm des tagliatele, pentru că noi mai mult decât orice alt fel de pastă mâncăm tagliatele, așa că am luat-o pe asta, nu că neapărat era de la săptămâna italiană, dar oricum avem în casă, 4,99 lei. Am mai luat acest riso arborio, niciodată n-am făcut risotto. Niciodată, absolut, și nici n-am căutat orez special pentru risotto, dar m-am gândit că aș putea să profit de treaba asta și uite că am uitat să iau ciuperci, că dacă luam și ciuperci era și mai bine. Și zic ei că ăsta este great for all risotto dishes și o să ne uităm aici, vă povestesc și vouă cum se folosește, pentru că poate vă interesează, dar înainte de asta să vă zic cât am dat pe el. Orez arborio, 11,99 lei, și aici avem un kilogram de orez și spune așa: se pune apă de 4 ori cantitatea de orez într-un vas, se adaugă sare după gust și se lasă să fiarbă. Ok, după aia se adaugă cantitatea de orez și se lasă la fier 14-15 minute. Ok, după ce orezul a fiert, scurgeți apa printr-o sită, lăsați orezul să se scurgă bine și desprindeți-l cu ajutorul unei linguri, apoi serviți-l în cel mai scurt timp. Atât? Adică nu-l pui în tigaie cu... de toate, cu... Da, o să caut niște rețete și o să văd cum îl voi găti pe acesta. Am mai luat, pentru că suntem obsedați, evident, de parmigiano, am mai luat această cutiuță foarte drăguță. Îmi place că am senzația că o să pot și păstra după parmezan în ea. O să pot să-l pun aici. Parmigiano grattugiato, scrie aici, dried grated hard cheese, care arată așa și așa, și pe chestia asta am dat, unde este, 14,99 lei.
Un pic cam mult, dar având în vedere că e o cantitate destul de mare aici, cred că este ok. Am luat acest pesto cu roșii uscate și migdale. Oh my god, nu m-am uitat la asta. Roșii, busuioc și migdale în stil italian. Ei, mie nu-mi plac migdalele. Dar uite că e o idee, că poate fac într-o zi cu paste. Am auzit că sunt foarte bune borcanelele acestea. Poate fac într-o zi cu paste și o să vă zic și vouă cum e. Și pentru că am văzut la prietena mea, Ralu, că a lăudat foarte tare acest bulion, că practic un bulion este din roșii sherry, am cumpărat și eu 3. Pentru că dacă ea laudă un lucru, înseamnă că lucrul ăla chiar este de lăudat. Sherry Tomato Sauce este sticla asta, are 330 de grame și mi se pare că este numai bună de a fi folosită de 2 ori gen, să faci 2 feluri de mâncare, așa că nu ai timp să o lași să mucegească. Și cam asta a fost tot de la săptămâna italiană. Nu mai fac un clip separat pentru că n-am luat foarte multe lucruri. Probabil că am să mai fac din când în când câte un clip din ăsta cu ce cumpăr. Dar aș vrea ca data viitoare să îl înglobesc cumva și cu niște rețete pe care le fac cu lucrurile astea pe care le cumpăr, că mă gândesc că e mai fain pentru voi să vedeți și ce gătesc cu produsele pe care le iau, dar nu neapărat doar să vă arăt eu ce am cumpărat. Dar vedem, o să ne organizăm și în funcție de timpul pe care îl avem. A, și pe bulionul acesta am dat 4,49 lei. Dacă mai ajung zilele următoare prin Lidl și înainte de a ajunge am timp să văd cum este, mă aștept să fie așa dulce și gustos și aromat ca roșiile sherry, să știți că am să mai cumpăr, să-mi fac stoc. Da, o să vedem că oricum nu gătesc foarte mult cu bulion și probabil că asta o să-mi ajungă jumătate de an. E valabil până în 2025, până la urmă poate stea acolo în cămară. Gata, a fost tot. Asta a fost tot, ca asta voiam să zic. Mă duc să-mi pun lucrurile la loc. Să știți că am să îmi pun o mască și o să mă spăl aici pe cap, dar între timp am să-mi fac treaba. Îmi pun masca, îmi fac treaba, mă spăl pe cap, îmi fac treaba, îmi pun bentița, îmi fac treaba de genul acesta. Și noi ne auzim mai târziu sau mâine. Mâine am să merg la AFI, la Clara, la Brow Bar și cine știe ce cumpărături mai fac eu și de pe acolo, că da, cine știe ce cumpărături mai fac. Dar da, ne auzim un picuț mai încolo sau mâine. Doamnelor și domnilor, oficial am cel mai prost holder din ăsta, nu știu cum se zice, mini trepied pentru cameră. Am dat 10 lei pe el din Jumbo, dar jur că 10 lei face. În această notă de primăvară, pentru că după cum vedeți este super soare afară, mergem la AFI pentru că avem programare la Sephora la Brow Bar. Nu o să pot să filmez acolo pentru că știți regulile din Sephora, dar sper să nu fac foarte mult shopping. Plănuiesc eu să fac niște shopping, dar sper să nu fie foarte, foarte mult. Așa că mă așteaptă 20 de minute de mers pe jos până la AFI, programarea, o vizită în Cărturești, una la Zara și un pic la KG Center, dar promit că voi intra acolo strict ca să cumpăr alge, pentru că diseară sau mâine seară sau diseară o să facem preparatul acela despre care vă ziceam și uite, poate că am să-l filmez. Poate că am să-l filmez pentru voi. But we will see. Mereu promit și nu mă țin de cuvânt pentru că mă trezesc foarte târziu și sunt în criză de timp și trebuie să mâncăm și nu mai am timp să mai și pun toate cele pe acolo și să filmez. Dar ne auzim un pic mai târziu. Again, cu sprâncenele gata făcute, vi le arăt și vouă cât sunt de superbe. Să știți că pe Clara o găsiți doar la Brow Bar-ul din AFI în Sephora, așa că dacă vă interesează, dacă vreți și voi, stați că mi-am pierdut căștile, puteți să mergeți acolo să vă faceți o programare, este divină și face magie cu sprâncenele. Mă duc acasă, am făcut și niște shopping pe care probabil că am să vi le arăt și vouă.
astăzi, mâine, să vedem când. I-am luat lui Cristian ceva. Am fost și pe la KG Center și deși am zis că iau doar alge, nu m-am abținut și am cheltuit vreo 50 și ceva de lei, dar vă arăt asta când ajungem acasă. Oh, ce soare! Oh, ce primăvară de vreme! Sunt foarte obosită. Asta este plăsuța cu care m-am întors de la AFI. Și să știți că, în continuare, nu înțeleg de ce sunt atâția oameni care se uită ciudat în momentul în care filmez pe stradă. Adică, eu zic că, la cum s-au întâmplat lucrurile în social media în ultimii ani, ar trebui să fie normal să vezi pe cineva filmând pe stradă și n-ar trebui să-l faci să se simtă prost, zic. Ar fi fost culmea să stau eu acasă, liniștită, astăzi. Ce credeți că fac? Am îmbrăcat, este sâmbătă, plănuiam să termin de editat clipul și să îl export, să fie gata pentru mâine vlogul săptămânal, dar nu, mă duc la Humana, pentru că fac un proiect foarte drăguț cu o simpatică, o să vedeți peste vreo 2-3 săptămâni despre ce este vorba, și merg la Humana, care este un second hand, să iau niște lucruri pe care îi le voi trimite ei. Același lucru a făcut și ea astăzi. A fost și a ales niște articole, niște ținute pe care mi le va trimite mie și o să facem o colaborare în acest sens. Și ce vrem să arătăm cu treaba asta este că și articolele din second hand pot fi foarte bune, pot fi combinate în multe ținute și dacă avem un pic de răbdare, putem să găsim foarte multe lucruri faine și foarte ieftine. Astăzi, de exemplu, este orice produs la 2 lei. Prin urmare, cred că cu 50 de lei fac 10 ținute, ceva de genul. Ne mai combinăm și între ele. Dar o să vedeți, în funcție de ce găsesc acolo, vă zic și vouă, n-o să vă arăt produsele pentru că le-ar vedea ea și vreau să fie o surpriză, că știu că mă urmărește. Bună, Laura! Și o să vedeți clipul, vă anunț când o să fie postat clipul și o să vedeți direct acolo, la mine și la ea. Dar da, hai să mergem, o să ne întoarcem, o să terminăm de filmat vlogul săptămânal, o să-l exportăm, o să-l edităm, o să-l exportăm și totul o să fie bine până mâine. Sper. Nu pot decât să sper. Ca să știți, am luat o cafea de la Saints Roastery, pe care normal că voi nu o vedeți că este blurată, și două plase cam atât de mari cu haine și pe plasele astea am dat 37 de lei. 37 de lei, guys. Da, super. Și cafeaua este pentru Cristian. Mă duc să-i o duc acum și să continuăm cu ziua asta în care avem o grămadă de filmat. Fete și băieți. Fete mai mult. Nu știu de unde să mai iau. O tormuidile atât de tare. Am fost, așa cum v-am zis mai devreme, la Humana. Vă zic un pic ce o să se întâmple. Și am cumpărat, cred că am ceva pe aici, dar nu-mi dau seama ce, și am cumpărat niște hăinuțe. Ideea este că weekendul acesta la Humana au avut 2 lei orice produs, pentru că este cumva sfârșit de colecție. Cred eu că au ei o dată pe lună treaba asta. Și dacă mă urmăriți de mult, știți că sunt fanul cumpărăturilor din second hand, din simplu motiv că poți să găsești niște piese vestimentare foarte frumoase la niște prețuri super accesibile. Și, drept dovadă, ce vrem să demonstrăm acum, eu și Laura, adică mândră la oglindă, că despre ea este vorba, este faptul că poți să îți faci o garderobă foarte faină cu bani puțini. Într-adevăr, dezavantajul în momentul în care vorbim de cumpărături de 2 lei, articolul, de exemplu, este faptul că ești cumva limitat și nu mai ai accesul la tot ce ai în mod normal. Adică nu mai sunt atât de multe haine acolo. Nu poți să fii la arăt din nefericire, pentru simplul motiv că le-ar vedea și ea și nu vreau să le vadă, vreau să fie o surpriză. Am stabilit că mergem și cumpărăm una celeilalte, nu am pus limită de sumă, nu am pus absolut nimic, pentru că na, come on, costă 2 lei fiecare articol. Și am luat articolele, o să le spălăm fiecare și o să îi le trimitem celeilalte. Și ideea este că vreau să îi trimit aceste articole
Săptămâna viitoare o să le spăl ca să le poată și proba în cadrul clipului și ea va face la fel, le va spăla și mi le va trimite mie ca să le pot și proba și o să filmăm un clip care o să apară peste 2 sau 3 săptămâni. O să vedem exact când. Ea postează o singură dată pe săptămână și atunci aș vrea să fie cumva în același timp. Ce ciudat stă camera asta că mi se vede dressing-ul așa, dar nu contează. Ideea este că am intrat acum să fac încheierea acestui clip. Planul pentru ziua de astăzi era să ne machiem împreună și să folosim o paletă foarte drăguță, despre care vă zic imediat, și să vă mai povestesc câte ceva, dar sincer în momentul acesta nu pot să-mi aduc aminte ce am vrut să vă povestesc. Nu pot să-mi aduc aminte și nici nu ne mai machiem împreună pentru că e foarte târziu, pentru că Laura mi-a scris de dimineață, am luat, m-am uitat, am văzut că mâine magazinul este închis și am zis nu mai trebuie să merg astăzi și m-am îmbrăcat și m-am dus să cumpăr tot ce trebuia să cumpăr și norocul meu este că nu sunt machiată, să știți, nu am decât rutina de dimineață și cremă cu protecție solară, am folosit-o pe cea de la Isdin astăzi și ce vreau eu să știți este faptul că uitați-vă cât de bine arată sprâncenele mele care au fost doar conturate cu un fel de vopsea, ceva de genul, în cadrul procesului de pensare la care am fost ieri și uitați-vă ce bine arată și așa, pentru că golurile sunt umplute în momentul de față. Așa că nici măcar nu le-am făcut, într-adevăr eu le prefer mai groase și atunci când le fac cu creionul sunt mai groase decât atât, dar arată foarte bine și așa. Ce vreau să vă zic este că ieri, din Sephora, normal, mi-am luat și acest demachiant, pentru că nu mai aveam, și este demachiantul lor waterproof, cel despre care vă tot zic eu, iacă vi-l arătam și invers, acesta, pe care l-am luat special pentru mascara pe care am primit-o de la Benefit și, într-adevăr, demachiază exemplar acea mascara, face ceea ce nu face niciun alt demachiant. Pe ăsta l-am găsit. Au și o variantă mai mare și au și o variantă mai mică. Ăsta cred că e 30 de lei de dimensiunea asta, o variantă un pic mai mică, așa, ceva de genul de 20 de lei și am una mai mare de 45 sau o chestie de asta. Ăsta mi-a fost la îndemână, era chiar la casă, l-am luat și mi-au dat și niște mostre, respectiv Lantardy, varianta clasică, și Rose and Roses de la Miss Dior. Ăsta nu știu dacă îmi place chiar așa mult, cred că l-am mai pulverizat odată, dar vreau să-l pulverizez pe acest Lantardy pentru că sunt curioasă? Dar este diferit față de celălalt. Ia să vedem dacă scrie pe aici ce note are. Nu cred că sunt trecute notele pe nicăieri. Oh, da, dar este diferit. Ce interesant. Da, poate că la un moment dat am să mi-l iau și pe ăsta când o să mă dea bani afară din casă, pentru că, na, ca de obicei am foarte multe parfumuri. Și să știți că mai am niște mostre pe care vreau să le testez de la Guerlain, a Bay Royal, cică este acest serum absolut divin. Și vreau să îl testez și eu, să văd cum este și cum mi se pare. Probabil costă o căruță de bani, nu știu, n-am folosit niciodată produse de skincare de la Guerlain, dar vreau să-l testez. Și mai am o mititică pe care vreau să o folosesc împreună cu voi zilele următoare, pentru că, na, na, ce să zic, n-am putut să fac asta astăzi. A, mi-am dat seama ce am vrut să vă zic. Da, vă zic imediat. Astea sunt nuanțele. Mi-a căzut pensula asta mititică ce vine în set. Asta este paleta în ediție specială de Valentine's Day. Mi-am propus să-mi cumpăr toate edițiile lor speciale pentru că sunt destul de multe. Adică am mai văzut câteva până acum, exceptând faptul că ei deja au 5 variante de palete din astea mici care sunt ok ca preț, adică dacă vreți un produs care să fie și mic, să facă și treaba, să fie și ușor de transportat, 125 de lei costă fiecare paletă din aceasta și mi-am propus să fac un machiaj, o să văd eu cum, dar am să-mi fac o linie de tuș, gen, o imitație de linie de tuș cu nuanța asta. Și poate că pe deasupra am să o pun și pe asta. Da, am să văd. Și ia să vedem ce se întâmplă aici. Asta trebuie spălată. Uuu, cât este de fină și ce drăguță și ce simpatică. Da, me gusta. Mai am eu unul, două produse de la ei, la fel foarte drăguțe și simpatice. Și da, sunt curioasă, sunt foarte curioasă de aceasta. Mi-am adus aminte ce voiam să vă zic. Ieri
am pus pe, azi e sâmbătă, ieri am pus pe YouTube clipul cu top 10 parfumuri preferate din colecția mea. Și pe locul 1, dacă l-ați văzut, știți deja, este Notă Parfum de la Juliette Hezegan. Și ieri, pentru prima oară în viața mea, am încercat să fac layering cu el. Dar n-am făcut layering cu un alt parfum, am făcut layering cu o cremă. Bine, dacă pot să spun că am făcut layering cu o cremă, că... Da. M-am dat cu crema cu vanilie de la Victoria's Secret și peste, adică peste, în fine, am venit aici și mi-am pus parfum. Vreau să zic că de dimineață m-am trezit și primul lucru pe care l-am mirosit a fost parfumul. Cred că, dacă mă chinui un pic și acum, mai miroase în zona asta. Doamne, dacă aveți Notă Parfum, faceți layering cu crema de corp, loțiunea de corp de la Victoria's Secret... Vanilla Swirl sau ceva de genul ăsta, o să vă arăt. Nu mă mai duc acum, că dacă mă ridic și pornesc și opresc camera de 1000 de ori, nu mă mai duc acum să o iau, dar vă arăt. Vă mai povestesc eu într-un clip de treaba asta și vă arăt. Este divinisim, divinisim. Să persiste mirosul de aseară de la 10 de când am făcut eu duș până azi dimineața la 10 când m-am trezit, 12 ore, mi se pare genial. Oricum e un parfum care pe pielea mea persistă și pe care eu îl simt. Dar o povestesc mai mult despre el în clipul acela, îl pun pe aici pe sus dacă nu l-ați văzut deja sau l-am pus la începutul clipului sau l-aveți în descriere sau este clipul anterior, pe scurt. E clipul pe care l-am pus vineri, adică ieri, iar ăsta este clipul care va intra mâine, adică duminică. Da, atât vă zic în acesta. Nu știu dacă săptămâna viitoare o să filmăm vlog săptămânal. Aș vrea să mai fac și un alt concept de vloguri și uite, poate îmi ziceți voi în comentarii dacă vă plac vlogurile acestea, de genul acesta, în care vă povestesc pur și simplu ce fac sau vă arăt lucruri din viața mea atunci când se întâmplă câte ceva, sau vreți ceva ușor mai conceptual, mai, nu știu, nișat, mai axat pe ceva legat de vlogurile astea, gen... 5 lucruri pe care le-am gătit într-o săptămână sau, nu știu, 7 ținute pe care le-am purtat de luni până duminică, cum le-am ales sau, nu știu, chestii de genul ăsta. Ziceți-mi ce v-ar plăcea să vedeți mai mult și aia facem, pentru că sunt deschisă la lucruri noi și sunt deschisă la a filma și a produce content la modul că trebuie să fie ceva ce place. Vreau să produc lucruri la care voi să vă uitați cu drag și să fiu alături de voi în momentul în care, nu știu, vă relaxați sau faceți curat sau faceți mâncare sau mai știu eu orice faceți voi, să fiu acolo alături de voi și să vă relaxeze, să vă uitați la clipurile mele. Da, cam atât. Ne vedem data viitoare cu mare drag. Vă doresc să aveți o duminică minunată în continuare și sper că acest clip să intre la ora 2 sau la 3 sau ceva mai devreme decât a intrat săptămâna trecută, pentru că l-am pus abia la 6, că nu se mai exporta. Nu se mai exporta. Bine, și sper să fie și un pic mai scurt decât acela, dar cine știe? V-am pupat din tot sufletul. Ne vedem la următorul clip.